Arta are puterea de a uni omenire, considera Ludwig van Beethoven, iar timpul, cel care certifică judecățile de valoare, pare să-i dea dreptate. Poate că nicăieri mai bine, acest principiu se regăsește la Muzeul Louvre din Paris, locul unde, anual, peste 5 milioane de vizitatori ajung să se bucure de cele mai apreciate creații ale omenirii, dincolo de diferențele geoculturale specifice. Și dacă tot vorbim de comuniune, într-o lume din ce în ce mai divizată, pe criterii religioase sau interetnice, o lume ce trăiește sub teama atentatelor, ei bine, Louvre reprezintă o lecție despre bucuria de a trăi, despre modul în care operele de artă, realizate de-a lungul istoriei, de oameni diferiți, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, provenind din colțuri diferite ale lumii, pot aduce la oaltă, astăzi, oameni la fel de diferiți, oferindu-le informații utile pentru cunoașterea reciprocă. Lumea poate fi salvată prin artă, era crezul marului nostru artist, Constantin Brâncuș. Tot la fel, gândea și Fyodor Dostoevski, când afirma că într-un final, frumusețea va reprezenta salvarea omenirii, iar la Louvre, putem spune pe drept cuvânt, că se găsesc printre cele mai frumoase opere de artă ale umanității. În prezent, muzeul găzduiește peste 35.000 de opere de artă provenite din Europa până în Orient. Acest lucru mai trebuie precizat și pentru a înțelege de ce acest muzeu nu poate fi acoperit într-o singură vizită. Nu trebuie uitat, el în sine reprezintă și o lecție din tumultoasa istorie a Franței. Încă de la început, vizitatorul va înțelege acest lucru. Dacă va urmări culoarele unde sunt reconstituite fundațiile medievale ale muzeului, care amintesc de perioada secolului al XII-lea, în care acesta era un castel construit pentru apărare. Ca o coincidență, împăratul François I pune temeliile viitorului muzeu, achiziționând Mona Lisa lui Leonardo da Vinci, iar ultimul conducător francez care și-a pus amprenta semnificativ asupra Louvre-ului a fost tot un François Mitterrand, în timpul căruia muzeul a fost adus la stadiul de acum și a fost construită piramida din curtea palatului. Trebuie menționat că abia începând cu data de 10 august 1793, palatul a devenit muzeu. Majoritatea operelor proveneau din colecțiile regale sau bisericești, jefuite și confiscate de către revoluționarii francezi. Colecția s-a mărit considerabil în timpul lui Napoleon I, când muzeul se va numi după numele împăratului. În timpul celui de-al doilea imperiu, sub Napoleon al III-lea, muzeul a achiziționat un număr impresionant de 20.000 de piese. Din anul 2008, colecția muzeului Louvre este împărțită în 8 categorii distincte. Colecția de artă egipteană reprezintă una dintre cele mai importante din lume, însumând numai puțin de 50.000 de piese, fapt datorat, în primul rând, expedițiilor lui Napoleon din 1798. Vorbim aici de bijuterii, de stelele păstrătoare de informații sau celebra statuetă intitulată Scribul, o piesă din calcar pictat cu ochi de cristal realizată cu aproximativ 2500 de ani înainte de Hristos. De asemenea, colecția de artă greco-romană manifestă o adevărată atracție pentru vizitatori, vorbind
de frumusețea și măiestria unei lumi ce-și continuă poveștile prin personajele de aici. Fie că ne referim la personalitățile panteonului greco-roman, fie că vorbim de mari conducători ai Imperiului Roman, toate aceste piese reprezintă opere în fața cărora vizitatorul nu poate rămâne indiferent. Și dacă vorbim de capodopere, nu putem să nu amintim de cele două statui grecești, Venus din Milo și Victoria din Samotrace. Prima este poate cea mai faimoasă statuie dedicată zeiței frumuseții și măsoară 203 centimetri. Numele îi provine de la insula grecească Milo, unde a fost descoperită în 1820 de către țăranul Iorgos Kentrota și datează din jurul anului 100 înainte de Hristos. Se pare că statuia completă ar fi reprezentat-o pe Venus învingătoare, care ținea în mână un măr de aur dăruit de Paris din Troia. În ciuda diferitelor încercări, misterul încă nu a fost rezolvat, astfel că statuia, pe lângă frumusețe, este dublată și de farmecul necunoașterii. A doua piesă, Nike sau Victoria din Samotrace, este poziționată în partea de sus a monumentalei Scărduru și o prezintă pe zeița greacă a Victoriei. Datează din secolul 2 sau 3 înainte de Hristos. Este considerată o lucrare ce se învecinează cu perfecțiunea, însă la fel este incompletă, îi lipsește capul. Este însă ușor de recunoscut după aripile sale. Statuia este monumentală, măsurând în total 5,57 de metri și este construită din marmură de Paros. A fost descoperită în 1863 pe insula Samotrace și cel mai probabil simbolizează o victorie navală a macedonenilor împotriva regelui egiptean Ptolemeu al II-lea. Din 1883, statuia a fost expusă la Louvre. Practic, din acest punct, galeria este continuată de colecțiile cu picturi. Acest lucru s-a datorat foarte, foarte mult unui rege extraordinar al Franței, care de fapt a fost cel de al cărui nume se leagă și Louvre-ul, François Premier. El a stabilit prima colecție de pictură de la Louvre. François Premier, Francesco I, care a pierdut bătăliile în nordul Italiei, dar s-a ales cu o mare cucerire, cu prietenia, cu cel mai mare om al lumii la vremea aceea și unul dintre cei mai mari și până astăzi, Leonardo da Vinci, pe care l-a invitat în Franța și l-a găzduit lângă castelul de la Amboise, la Clos le Lucé, împreună cu discipolul său Merzi și la primit cu cele trei tablouri extraordinare și pe care le-a lăsat în timpul vieții, care au fost Santa Maria delle Rocce, Sfânta Maria a Stâncilor, unde este Sfânta Maria cu cei doi prunci care sunt Mântuitorul și Sfântul Ioan Botezătorul, și a treia, celebra Gioconda, Mona Lisa. Aceste trei piese rămânându-i, cum spuneam, până la moarte pictorului și după aceea intrând în patrimoniul apreciat al Louvre-ului. François Premier a adus aici primele tablouri și sculpturi cele mai importante ale vremii, colecție care s-a îmbogățit fenomenal și care este astăzi una dintre cele mai mari ale lumii. Să dea Dumnezeu să rămână, pentru că în iarnă, când am fost recent la Paris, în luna februarie, a fost salvată capitala Franței de un mare atentat care chiar era destinat Louvre-ului. Este păcat, este foarte ușor să distrugi, este foarte, foarte greu să construiești.
Și în Franța și mai ales la Paris avem aceste lecții ale istoriei. Spuneam de cele trei părți, Sully, Darnand și Richelieu, care duc prin scările aferente la cele trei părți ale muzeului, cu sute de săli, unde pe mai multe etaje sunt dispuse și parter și chiar subsol opere de artă, pictură, sculptură și după aceea obiecte de cult, obiecte de interior, mobile, interioarele regilor și bijuterii, bineînțeles, cristaluri, în sfârșit tot ce poate fi mai frumos și mai interesant în lume, pentru că nu poți să le cuprinzi. Însă organizat pe mai multe secțiuni, e vorba de antichitate, care este antichitate egipteană, cu celebra statuia scribului, cu statuia lui Hatshepsut, cu foarte, foarte multe, apoi artă greacă, etruscă și romană, alte galerii senzaționale, tot așa cu capodopere. Aici se găsește Venus din Milo. Aia, dar nu numai Venus din Milo, aici sunt două Venus și care aparțin acelui secol II înainte de Hristos. E vorba de sculpturile lui Praxitele. Praxitele și Fidias, care au fost cei mai mari sculptori ai Antichității și care, la diferență de aproape 2000 de ani, peste 1700 de ani, au fost egalați de Michelangelo. Cam așa se măsoară istoria, trebuie să treacă mii de ani ca să mai existe un alt mare creator. Ele sunt construite dintr-o piatră, dintr-o marmură de Poros și au fost numite după locurile unde au fost găsite în Grecia, în Ciclade. Venus din Milo, care a devenit un etalon al frumuseții feminine până târziu, de fapt și astăzi continuă să fie, eu cel puțin așa o și văd, chiar dacă e fără mâini sărăcuța, dar are un trup pe care toți specialiștii au apreciat că se poate face anatomie și geografie, la fel ca și în cazul lui David al lui Michelangelo din piața de la Florența. În piața de la Signoria este copia lui, el se află la Academia, originalul. Ei bine, această Venus, care are o carnație, într-adevăr, nu numai marmură, este socotită prin echilibrul formelor sale, vizibile până în la mai jos de șold, da, să spunem, de unde cade un veșmânt. O frumusețe, într-adevăr, extraordinară, o perfecțiune a corpului și nu privim ca și când ar fi un corp viu, trăitor, ci privim tocmai ca pe un obiect de artă care reprezintă idealul frumuseții vii. Această frumusețe vie despre care se vorbește în eternel feminin și în literatură și în pictură și în sculptură a avut atâtea reprezentări pentru că cei mai mulți artiști ai lumii au reprezentat femeia. Dacă ne gândim la pictura italiană, franceză, flamandă, la nudurile care au fost și se află încă în galeriile lumii, inclusiv la Louvre, este o sculptură extraordinară și în muzeu îți dai seama unde se află pentru că te duce fluxul turiștilor. Turiști, indiferent că sunt occidentali sau orientali, mișună toți spre respectivele săli. Venus din Milo, Venus, cealaltă Venus, între ghilimele, care este de fapt tot o Veneră, este Victoria din Samotracea, este amplasată pe scară și ea reprezintă într-adevăr o altă ipostază a frumuseții feminine, pentru că ea a fost o statuie așezată la proră, pe vas. Deci ea practic era un simbol al imboldului dat marinarilor să conducă pe mările lumii, a respectivele embarcațiuni. Îi lipsește capul, dar este așa de frumos corpul și aripile ei, într-adevăr, sunt asortate, care dau ideea de libertate și de avânt, sunt asortate cu trupul acoperit de un veșmânt care aderă perfect corpului. Deci acestea sunt cele două frumusețe ale lumii grecești. Din lumea romană, din lumea orientală, din lumea asiatică, de la Bosfor, din Orientul Mijlociu, sunt atâtea dovezi ale artei și astăzi mă bucur că sunt pentru că au fost salvate, așa cum au fost salvate părți și din zone care n-au suferit în timpul războaielor, dar mai ales cele care au suferit și suferă astăzi, cum se întâmplă astăzi cu Siria, cu Orientul Mijlociu. Vorbesc de Aria, care a fost colonizată de romani.
sunt din vremea lui Ducipal, din vremea lui Dan Nabucodonosor, sunt atâtea dovezi de statui, fragmente de zid, toate care au fost aduse aici și foarte multe, așa cum spuneam, multe obiecte de artă, multe părți de mare valoare muzeală datorită lui Napoleon. Apropo de Venere, trebuie spus că celălalt flux de turiști se îndreaptă spre Mona Lisa, că tot am amintit despre Da Vinci și despre creatorul acestei picturi foarte controversate. Mulți au spus că ar fi o pictură ca și Ioan Botezătorul, un androgin, pentru că s-au făcut speculații că n-ar fi o frumusețe feminină, dar este evident o frumusețe feminină. Dar surâsul ei, care a și dat numele romanului Huxley, nu este legat neapărat de frumusețe, cât de stranietate. Este straniu acest surâs, care este mai mult trist decât vesel. Specialiștii însă au apreciat valoarea picturii datorită atât asimetriei, perfecțiunii ei, cât și a tehnicii cu care pictorul, care a fost și savant Da Vinci, a reușit să realizeze cu tehnica piramidală simetria capului și a corpului și să-l expună cu un fundal care a fost o noutate în pictura din umanism și pre-renaștere, pentru că apare peisajul în spatele Mona Lisei. Deci acest tablou pe care pictorul l-a păstrat, așa cum spuneam, până la moarte și pe care l-a păstrat, se pare, și Napoleon, chiar în dormitorul lui, făcând-o pe Iosefina geloasă. Pentru cei mai mulți dintre vizitatorii de la Louvre, Mona Lisa reprezintă principala atracție. Motivul celebrității ei derivă poate și din surâsul misterios, ce a alimentat de-a lungul timpului diferite speculații, dar și istoria ei de până astăzi. Imaginea înfățișează o femeie identificată ca fiind Lisa del Giocondo, soția negustorului florentin Francesco del Giocondo, de unde și cealaltă denumire a lucrării, La Gioconda. Pictura are dimensiunile de doar 77 pe 53 de centimetri. Nu a fost semnată și nici datată. Conform lui Giorgio Vasari, primul biograf al lui Da Vinci, lucrarea a fost realizată între anii 1503-1506. Tot Vasari este cel care a numit tabloul Mona Lisa. Opera a fost cumpărată de către François I pentru a împodobi camera de baie. Fascinat de zâmbetul Mona Lisei, Napoleon va muta tabloul în dormitorul personal din Palatul Tuileries, stârnind gelozia Josefinei. Din anul 1804, tabloul a fost expus în noul muzeu al Louvre-ului, unde, de atunci, încântă neîncetat milioane de oameni. Alături de Mona Lisa, la Louvre, se mai află trei tablouri celebre semnate de Leonardo da Vinci. Primul este dedicat Sfântului Ioan Botezătorul, fiind ultima operă importantă a lui Leonardo, realizată cu 3 ani înainte de moartea artistului. Un alt tablou celebru este Sfânta Ana, Fecioara și Pruncul cu Mielul, o piesă ce a rămas neterminată la moartea artistului în 1519. Cel de-al treilea tablou este intitulat Fecioara între stânci. În centrul compoziției este plasată Fecioara Maria, care îl protejează cu mâna dreaptă pe Ioan Botezătorul, iar cealaltă mână o ține ridicată, tot în chip protector, deasupra pruncului Iisus. Alături de acesta, în dreapta, se află Îngerul Uriel, care se traduce prin Dumnezeu este lumina mea. La rândul său, acesta îl învăluie cu brațul stâng, la fel de protector, pe pruncul Iisus, în timp ce Iisus îl binecuvintează pe Ioan. Pruncul Ioan primește binecuvântarea cu mâinile împreunate,
ca într-un gest evident de smerenie și rugăciune. Colecția de la Louvre adună peste 6.000 de tablouri. Cele mai multe dintre ele au ca sursă de inspirație episoade patristice sau fragmente din scriptură. O explicație ar fi aceea că toți marii artiști și-au conștientizat limitele, înțelegând unde se termină talentul uman și unde lucrează harul divin. Acolo unde lucrarea spiritului nu folosește unealta mâinii, nu există artă, le mărturisea Leonardo da Vinci contemporanilor. Tot printre cei care și-au pus creația pe altarul jertfei închinate lui Dumnezeu și ale căror capodopere se află pe simezele de la Louvre, trebuie să-i amintim pe Fra Angelico, cel mai valoros reprezentant al picturilor de inspirație sacră din Quattrocento, sau Bernardino Luini cu splendidele sale lucrări din viața Mântuitorului, Nașterea Domnului, Adorația Magilor sau Hristos Binecuvântând. Cei care nu au ajuns la Capela Scrovenii din Padova se pot bucura la Louvre de câteva dintre operele lui Giotto, precum și de celebrul său crucifix. O adevărată capodoperă este și lucrarea lui Cimabue, Fecioara Maria, înconjurată de 6 îngeri. La rândul lor, Rafael, Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, Botticelli, Tintoretto, Tizian sau Veronese sunt doar câțiva dintre marii maestri care fac astăzi din Louvre un adevărat templu al spiritualității. Referitor la Veronese, merită amintit un detaliu interesant. Atunci când oamenii intră în sala Gioconda pentru a o admira pe Mona Lisa, vrăjiți de mirajul celebrității picturii lui Da Vinci, ignoră una dintre marile capodopere, atât la propriu, prin dimensiunile sale uriașe, cât și la figurat, Nunta din Cana Galilei, operă ce vorbește de prima minune a Mântuitorului și binecuvântarea tainei cununiei, amintind totodată și de vorbele lui Michelangelo. Arta este mai presus de orice, o revelație, o binecuvântare și o sfințire a vieții omenești. Și poate așa, puse față în față, se poate explica și zâmbetul misterios al Mona Lisei, care atunci când picta pentru Da Vinci, tocmai trăia bucuria maternității împlinite după ce născuse o fetiță. 40 de ani mai târziu, Mona Lisa avea să se stingă într-o mănăstire din Florența, unde a și fost înmormântată, împlinind astfel cuvintele lui Da Vinci: în viață, frumusețea dispare, în artă nu. Dacă există un obiectiv care să depășească în popularitate Muzeul Louvre, atunci, fără îndoială, acesta este gigantul de oțel care domină întreg Parisul de aproape 13 decenii, turnul Eiffel, numit așa după inginerul Gustave Eiffel, părintele său creator. A fost inaugurat la 31 martie 1889, iar lucrările au durat 2 ani, 2 luni și 5 zile. Cu înălțimea de 324 de metri, turnul a fost cea mai înaltă construcție din lume până la ridicarea Empire State Building din New York în 1931. Turnul urma să servească drept poartă de intrare la expoziția universală ce sărbătorea centenarul Revoluției franceze. Inițial, proiectul a fost primit cu destulă ostilitate, deoarece nu părea să se încadreze în arhitectura orașului
Însă după 20 de ani, când ar fi trebuit demolat, francezii au renunțat să-l dea jos datorită avantajelor pe care le oferea în telecomunicație. Pentru a înțelege mentalitatea francezilor la acea vreme, exemplul scriitorului Guy de Maupassant este extrem de relevant. Recunoscut pentru marea sa aversiune față de turnul Eiffel, acesta a fost văzut luând masa în restaurantul de la etaj. Întrebat cum se împacă acest lucru, cu opinia sa vehementă împotriva turnului, acesta a răspuns: "Vin aici să mănânc, deoarece este singurul loc din Paris de unde nu se vede turnul Eiffel." Astăzi este cel mai cunoscut obiectiv turistic din Europa și simbolul Parisului. Silueta sa inconfundabilă poate fi recunoscută cu ușurință de orice turist. La 28 noiembrie 2002, turnul și-a primit vizitatorul cu numărul 200 de milioane. Greutatea acestuia măsoară numai puțin de 10.100 de tone, iar la construcția sa au fost folosite 18.000 de piese de oțel și 2,5 milioane de nituri. La fiecare 7 ani este revopsit, iar pentru această operațiune este folosită o cantitate de 60 de tone de vopsea. Este format din 3 platforme. Cea din tâi se află la 57 de metri, a doua la 115 metri, iar a treia la 276 de metri. Pentru primele două se poate urca atât pe scări, în cazul în care rezistența vă permite, să parcurgeți cele 1060 de trepte, cât și cu liftul. Pentru cea de-a treia platformă se urcă doar cu liftul. Inițial, acestea funcționau pe baza unui sistem hidraulic, însă ulterior au fost înlocuite cu unele electrice. De pe platforma panoramică, de la ultimul etaj, priveliștea este accesibilă până la distanța de 70 de kilometri, dacă vremea este frumoasă. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că un român a jucat un rol esențial în construirea turnului. Însuși Gustave Eiffel mărturisește într-o lucrare publicată în 1889 că turnul nu ar fi fost ridicat atât de repede fără contribuția inginerului Gheorghe Pănculescu. Tânăr absolvent al Politehnicii din Zürich, Pănculescu i-a fost recomandat lui Eiffel de către Vasile Alexandrii. Acesta l-a angajat la compania sa, românul dovedindu-se un adevărat geniu în problemele de rezistență. Pănculescu se face cu adevărat remarcat în momentul în care realizează planurile pentru drumul feroviar Predeal Ploiești, ocazie cu care inventează un sistem special de a monta șinele pe traverse în afara spațiului căii ferate. Prin acest procedeu, cei peste 200 de kilometri de cale ferată au fost realizați în doar 11 luni, deși în contract erau prevăzuți 5 ani. Se vorbea de un adevărat miracol ingineresc. Eiffel însuși vine la Vălenii de Munte pentru a sta de vorbă cu Pănculescu. Este găzduit la român acasă, mai ales că din cauza unei gripe rămâne aici timp de 10 zile. Perioada se dovedește providențială, căci Pănculescu îi împărtășește lui Eiffel metoda sa de a folosi subansamble metalice confecționate la sol, iar apoi montate sus. Metoda se dovedește revoluționară, iar turnul Eiffel este construit într-un timp record, cu doar 300 de muncitori, grație tehnologiei lui Pănculescu. Numele românului rămâne înscris în istoria turnului, însă acest lucru pare să fie astăzi
uitat sau chiar neștiut de către români. O legendă susține că oțelul folosit la înălțarea turnului este de proveniență românească, iar niturile au fost turnate la Govășdia, lângă Hunedoara. Nu există însă dovezi clare în acest sens. Dacă doriți să vă bucurați de toată frumusețea acestui turn, trebuie să-l vedeți în diferitele faze ale zilei. Însă ceea ce nu trebuie să vă lipsească este imaginea sa feerică pe timp de noapte. Parisul puteți să-l vedeți în două feluri, privind la turnul Eiffel sau privind din turnul Eiffel. Pentru aceasta, nu trebuie să ratați momentul penserat când se aprind beculețele. Peste 336 de proiectoare și 20.000 de becuri creează o simfonie de lumină pe care, cu siguranță, nu o veți uita. Încercați să surprindeți acest tablou și de pe Sena, iar atunci veți înțelege cu adevărat de ce Parisul este un oraș romantic. Privind spre vârful acestuia, înțelegem ceea ce vrea să spună Antoine de Saint-Exupéry. Dragostea nu constă în țintuirea privirii unuia asupra celuilalt, ci în contemplarea împreună aceleiași direcții. Ce l-a făcut pe Eiffel să înalțe acest turn, greu de spus. Poate năzuința omului de a se înălța mereu spre stele și de a regăsi lumina primordială, asemenea psalmistului, care neîncetat își înălța privirea după Dumnezeu, căci la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. E bine, Turnul Eiffelul a fost un simbol al epocii industrializării, pentru că a adus o construcție din metal, numeroase tone de fier, de oțel, pe o înălțime extraordinară, o construcție foarte îndrăzneață, sprijinită pe patru piloni care sunt înglobați în ciment. Este opera mai multor lucrători, dar ideea aparținului lui Gustav Eiffel, al cărui nume l-a și luat, cel care a făcut, cred, și gara din Budapesta, a fost un simbol al turnului Babel, poate, al apropierii de cer. E vorba de o construcție îndrăzneață, așa cum a fost ca un turn al televiziunii, și o construcție îndrăzneață din toate punctele de vedere. El a fost curățat și restaurat în anul 2000, acel an faimos în care lumea se temea că vine sfârșitul lumii. Era vorba de comentarii la zodiacul mexican, mă rog, aztec, maiaz, în sfârșit. Dar lumea nu s-a terminat și nici nu o să se termine atâta vreme cât există luptea între bine și rău. Deci acest turn Eiffel, care are 3 etaje cu niște restaurante extraordinare, care te invită să vezi o panoramă din ce în ce mai atot cuprinzătoare, dacă ne referim la peisajul Parisului din jur, la Champs-de-Mars, la toată Sena, dinspre Louvre, Notre-Dame, în sfârșit se văd foarte, foarte multe obiective și el se află pe o zonă a Parisului, în apropierea esplanadei, unde există Champs-de-Mars, unde există Ecole Militaire, tot ce am spus, deci unde din primele epoce ale Parisului se făceau sărbători, întreceri și în aceste locuri au fost organizate și expozițiile internaționale, universale de la Paris, la care și România a luat parte și chiar înainte de al doilea război mondial, chiar cu rezultate extraordinare, cu lucruri care au fost recunoscute. Dar ca multe alte obiective din Franța, a fost foarte controversat și inclusiv unul dintre mari scriitori, surprins la un moment dat în interiorul turnului Eiffel, a dat o replică care a rămas celebră până astăzi,
mă aflu în turnul Eiffel, pentru că este singurul loc din Paris de unde nu se vede turnul Eiffel. Da, este foarte frumos spus. Cel mai important lucru pe care l-am citit, l-am găsit menționat, a fost aprecierea că, de fapt, greutatea acestui colos, acestui gigant de metal, forța cu care el apasă pe pământ, pe sol, este egală cu forța pe care o exercită un om urcat pe un scaun cu patru picioare, bineînțeles. Deci a fost un calcul al rezistenței extraordinar, deci trebuie să apreciem din punct de vedere al ingineriei această construcție. Din turnul Eiffel vedem Parisul, o altă posibilitate la Dalmila este din turnul Montparnasse, unul dintre primii zgârienori ai Parisului, cu centru de afaceri și cu liftul ajungi la ultimul etaj, unde este iarăși câteva zeci de etaje, unde este iarăși pe o suprafață pătrată 56 de etaje, o galerie pe care, plimbându-te, poți să ai perspectiva a unei părți din oraș, bineînțeles mereu cu Sena, și de Montparnasse, care este un nume simbolic legat tot de idealul artiștilor Franței, care au încercat să ajungă în Parnasse, în Muntele Fericirii, conform mitologiei grecești, și care să leagă, zic eu, acest Montparnasse nu numai de Tour Eiffel, ci și de muntele Montmartre. Întâi trebuie să spunem ce s-a întâmplat cu ceea ce se află deasupra dealului, în vârful lui. Este una dintre cele mai frumoase biserici ale Franței, chiar dacă de dată mai recentă construită, începută construcția după 1820, întreruptă și reluată după Primul Război Mondial. Ea a fost concepută ca un simbol al libertății, al apărării poporului francez împotriva dușmanilor. Era după invadarea Franței de Parisului de către prusaci. Și ea este tot așa opera, această biserică, opera unor mari artiști, care au realizat într-o structură între stil gotic și romanic, de multe ori chiar greoaie, încărcată și mai ales în interior, dar foarte interesantă pentru că are patru cupole, cupola principală și după aceea turnul Clopotnița, cum am spune noi, unde se află faimoasa la Savoyard, clopotul de 19 tone. A fost la vremea respectivă unul dintre cele mai mari clopote din lume. Ea a fost construită, această biserică, pe locul unde existase una dintre primele biserici din Paris. Și pentru că aici a fost sacrificat și numele său a dat de Sfântul Denis, fondatorul, primul episcop, da, a fost decapitat la anul 272. Și în muntele, mereu spun munte între ghilimele, că de fapt e un deal, e o colină, dar chiar în reprezentarea francezilor e ca un munte, pentru că este asemănat cu Olimpul. Numele în latină ar însemna Muntele Martirului. Așa. Și de aici se are într-adevăr, poți să cobori, să vezi toate rămășițele primelor așezăminte sub structura bisericii, catedralei, poți să urci deasupra clădirii în clopotniță și să ai de asemenea o frumoasă priveliște care se întinde pe mai mulți kilometri în afara Parisului. Și, într-adevăr, de aici poți să cobori cu ascensorul sau mai bine urci cu liftul și cobori pe jos, pentru că sunt de scările extraordinare, o explanadă, una dintre cele mai frumoase pe care le poate avea un oraș. Mă refer mai ales la dimensiuni, nu numai cât de maestoasă este. Și foarte frumos este că această catedrală are un nume deosebit. Sacré-Cœur înseamnă inima sfântă, inima sacrificată a Mântuitorului, de fapt este și statuia cea mai importantă din altarul principal, inima care a fost dăruită omenirii. Nu întâmplător, ultimul obiectiv al călătoriei noastre la Paris l-a constituit Basilica Sacré-Cœur sau Biserica Inimii Sfinte din piața Saint-Pierre. Înălțată la 129 de metri, pe colina sacră de la Montmartre,
adică Muntele Martirilor. Basilica reprezintă al doilea loc a înălțime, după turnul Eiffel, și poate fi zărită din orice loc al orașului. Este cunoscută drept Castelul Alb din Cer, iar turnurile sale stau mereu stabilă în fața norilor și a intemperiilor. În definitiv, Basilica este închinată inimii Mântuitorului, o inimă ce poartă rănile martirilor, ce au suferit de-a lungul timpului adevărate suplicii în aceste locuri. Istoria știută a persecuțiilor începe cu Sfântul Denis, primul episcop al Parisului, care a fost omorât în secolul al III-lea împreună cu ucenicii săi. Inițial, Denis a fost torturat pentru a-și lepăda credința, însă în ciuda torturii la care a fost supus, l-a mărturisit și mai puternic pe Hristos. Tradiția spune că după ce a fost decapitat, Sfântul Denis a rămas în picioare și a luat capul în mâini și a mers așa mai mulți kilometri până în locul unde avea ulterior să se înalțe biserica ce-i poartă astăzi numele. Întreaga scenă a martiriului se află pictată chiar în Panteon. De-a lungul timpului, Montmartre a devenit un adevărat loc de pelerinaj, mai ales că aici s-a construit o mănăstire benedictină. Din păcate, un episod trist avea să se petreacă în anul 1794, când revoluționarii francezi au ghilotinat maicile ce viețuiau în acest locaj de cult. Ultima stareță, Louise de Montmorency-Laval, a fost la rândul ei decapitată, suferind moartea martirică, iar mănăstirea distrusă. Un secol mai târziu, după înfrângerea suferită în războiul franco-german din 1870, dar și conștientizând dezastrul spiritual în care se aflau, francezii au hotărât să construiască o catedrală dedicată cultului inimii lui Isus, în semn de pocăință pentru păcatele comise. Prin votul adunării naționale, Basilica s-a dorit un simbol al reconcilierii naționale. Arhitectul Paul Abadie a proiectat Basilica după ce a câștigat un concurs împotriva altor 77 de arhitecți. Construcția a fost finalizată în 1914, dar a trebuit să aștepte sfârșitul celui de-al doilea război mondial pentru a putea fi sfințită. Costurile s-au ridicat la 40 de milioane de franci. Până la basilică se poate urca atât pe scări, cât și cu un trenuleț mecanic. Platforma din fața basilicii oferă o frumoasă imagine de ansamblu a Parisului. Este locul preferat pentru imortalizarea momentelor și a peisajelor în fotografii. Intrarea în biserică este vegheată de două statui uriașe, înfățișându-i pe Sfânta Ioana d'Arc și Sfântul Ludovic, cel care a adus la Paris coroana Mântuitorului. Deasupra celor două statui se află Hristos Mântuitorul, binecuvântând Parisul. Mozaicurile din interior acoperă o suprafață de aproape 500 de metri pătrați. În centru, deasupra altarului, se află înfățișat Hristos, înconjurat de Fecioara Maria, Ioana d'Arc și Sfântul Mihail. Vitralile originale au fost înlocuite după bombardamentele din 1944. Arhitectura construcției s-a inspirat din arhitectura romano-bizantină, în contrast cu stilul gotic specific bisericilor medievale, precum celebra catedrală Notre-Dame. Încă din 1885, în cadrul basilicii, s-au desfășurat fără întrerupere rugăciuni, zi și noapte. Turnul, cu înălțimea de 80 de metri, ce domină Parisul, adăpostește celebrul clopot de 19 tone. Dacă aveți o condiție fizică bună și nu suferiți de claustrofobie, atunci merită să vă aventurați
pe scările înguste ce duc în vârful domului. La final, în ciuda efortului, deloc mic, recompensa va fi pe măsură. Priveliștea este cu adevărat impresionantă. În zilele frumoase, panorama poate fi admirată până la distanța de 50 de kilometri. Tot de aici, dincolo de farmecul peisajelor, poate cel mai bine se înțelege istoria creștină a Parisului. O istorie zbuciumată care a demonstrat că există o ciclicitate a evenimentelor dacă ele nu sunt înțelese și asumate corect. Cheia istoriei nu se află însă în istorie, ci în oameni, iar oamenii au ca instrument pentru a schimba lumea iubire. Iartă greșeala, dar iubește adevărul, spunea Voltaire. Totodată, priveliștea de aici, din locul închinat Sfintei Inimii lui Hristos, înseamnă și o sinteză a ceea ce are Parisul mai frumos. Nimic din ceea ce poate vedea ochiul spiritual nu este mai minunat sau mai tainic decât omul. Nimic nu este mai incredibil, mai complex, mai misterios și mai infinit. Există o perspectivă mai mare decât mare, și anume cerul. Există o perspectivă mai mare decât cerul, și anume sufletul omului, spunea Victor Hugo. Și tot el completa. Infinitul există, iar eul infinitului este Dumnezeu.